În urma articolului de luna trecută din Graiul Sălajului, care se referea la pericolul pe care îl întâmpină zilnic zălăoanii la trecerea de pieton din fața grădiniței numărul 5 din Bredet, fosta casa lui Ceaușescu, primăria a luat note de această situație și, ca urmare, va face demersuri pentru instalarea unui semafor cu comandă manuală. Primarul, Radu Căpălnășiu, a constatat la fața locului necesitatea unui semafor cu comandă manuală în zona grădiniței numărul 5 din Bredet.